Data trecută am vorbit despre Virgiliu, așa că e firesc acum să vorbim despre Ovidiu. Totuși, trebuie să fac o paranteză că sunt mulți poeți despre care n-am vorbit și despre care nu vom vorbi. Poeți importanți. De pildă, din Antichitatea Greacă, n-am vorbit despre Pindar, care este un poet extrem de important. Acum mai sacrificăm câțiva, l-am sacrificat pe Catul pentru poezia de dragoste, îl sacrificăm pe, și pe Horațiu. deși aș vrea totuși să-l menționăm. Horațiul fiind contemporan cu Virgiliu, Virgiliu l-a prezentat lui Mecenas. Uh, și mecena ți-a asigurat practic traiu. Uh, da, era un om care uh, a beneficiat de pe urma acestei prietenii extraordinare. Da? Horatiu era fiul unui libert. Da, era un fost sclav, exact. Era în altă situație decât era Ovidiu. O video care venea dintr-o familie înstărită, în mod normal ar fi avut o carieră politică, putea să devină senator. N-a ales să facă asta, a devenit poetori. Asta contribuie la sublinia diferențelor diferențele dintre cei doi. Totuși, horațiul, fiind în acea generație cu Virgiliu, văzuse războaiele civile. Chiar luptase la da. Filipii de Mânta partea lui, da. lui Bruce, și fusese iertat de Augustus. Deci, la Virgiliu, la Horațiu, există mereu pericolul acesta că ordinea socială se va destrăma. Că Și ne de vom... consideră că e atât de bun Octavian. Da. Că uh, există mereu acest pericol a barbariei care se va întoarce. La Ovidiu nu cred că simțim problematica asta. Da, e o altă generație, o generație mai tânără, um mă rog, în ruptură cumva cu tradiționalismul generațiilor trecute, poate, mm. nu? Este o poezie subversivă, e un poet subversiv de-al în metamorfoze avem un fel de reflexie asupra tipurilor de artă, da? Când avem acea competiție între Atena și Aracnea, Aracnea face o țesătură cu un mesaj subversiv, în care arată ce cruzi pot fi zei și cât de nedrepti pot fi zei în raport cu oamenii. Or, acest episod despre Aracnea e poate o reflecție a lui Ovidiu asupra propriei sale arte, o artă mai degrabă subversivă. Cel puțin în comparație cu arta, să zicem, oficială a lui Virgiliu, în mod special, dar și a lui Horatiu. La Horatiu, și cu asta cred că putem încheia evocarea lui Horatiu, deși, repet, e un imens poet, e dimensiunea filozofică. Cred că asta te interesează la el și poate cândva o să facem o discuție despre Horatiu în mod special. Horatiu -epicureul. e picureul. Horatiu e picureul, da, și. Mă rog, e extrem de important. Sub Aici cred că trebuie acesta. spus ceva ce uh, interesează pentru toți poeții despre care vorbim în perioada asta, și anume, îl au pe Lucrețiu ca model, ca influență. Sigur, nu copiază, nu iau totul de bun, dar Lucrețiu e o influență extraordinară. Lucrețiu care scrie un poem filozofic epicurean despre la Da, natura Noi l-am evocat pe Lucrețiu când am da. vorbit despre epicurism. Da. Adică nu l-am tratat uh, separat. Bun, sigur că nu apucăm să tratăm totul pe fiecare autor separat, dar să revenim la Ovidiu, că este un poet absolut imens. Mă gândesc la influența lui asupra artelor vizuale. După Biblie, metamorfozele lui Ovidiu sunt probabil cartea care a influențat cel mai mult artele vizuale. Poate că ar fi bine să... Începem cu poezia de iubire care vine înainte de metamorfoze, și să mergem după aceea la metamorfoze care într-adevăr reprinsă opera. Da, e un fel de principia. suma teologică. Un da. Ai... poem epic, până la urmă, că asta da. e scris în hexametru. Dar bun, ce se întâmplă cu elegiile, cu poezia de amor, scrie Ars Amatoria, după aceea care este un poem didactic, dar subversiv, cum bine spune, un poem didactic, dar despre cum să agăți. Da, bun, dar este o imensă farsă. Sigur că e o farsă parțial serioasă. E un manual de agățat. Da, dă sfaturi practice cum să agăți gagici. La bun, teatru, în ultima carte și invers. Locuri. Și în și invers, da. într-adevăr, dar în special e perspectiva da. asta masculină, dar e adevărat că și uh, cealaltă perspectivă e prezentă. Dă sfaturi, de pildă, despre poziții erotice, mm -hmm. care poziții sunt mai bune, care sunt mai avantajoase, adică uh, trebuie luat, evident, cum grano Salis a lis, uh, Bun, apare, între, evident, întrebarea dacă, într-adevăr, uh, asta e cartea care i-a adus supărarea uh, lui Octavian Augustus. Uh, bun, asta e un fel de opinie comună acceptată, mie nu mi-e foarte clar că este efectiv acesta motivul exilării lui, a relegării lui la capătul lumii, de fapt. Da, adică în România, în la Antonis, Constanța. Da. Ars Amatoria e o carte adorabilă, foarte savuroasă, dar e de luat cum Grano Salis, pentru că e foarte mult umor și autoderiziune de fapt, da? O autoderiziune a masculinității, mă rog, e, sunt, e amestecul de seriozitate și umor, nu-ți dai seama bine exact când glumește și când vorbește serios. No. Este delicioasă această no. carte. La fel cum avem de asemenea la Ovidiu acele scrisori între iubiți mă rog, celebri, da? femei iubi părăsite care se plâng de mă rog, infidelitățile pe care Dacă le suportă. În acele heroide, heroide. avem în primele 15 epistole sunt uh, scrise exclusiv de femei, mă rog, atribuite femeilor. Uh, Penelopa, Ariadna, Didona, Medea, da? genul ăsta. Ultimele șase... Sunt perechi. Adică și din partea femeii, și din partea bărbatului. De asta mulți zic că ar fi fost scrise mai târziu. Dar întotdeauna e interesant la un video cum se joacă cu perspectivele. La fel și în Ars amatoria. Când prima carte e pentru bărbați cum să agați. A doua carte e cum să păstrezi cucerirea. Dar a treia carte e din perspectiva femeilor sau pentru femei. E La fel și în, în eroide, e Femeile sunt mai prezente. Și sigur putem discuta dacă este o, o înțelegere foarte bună a femeilor, să-mi încontre perspectiva lui video a unui bărbat care este proiectată, dar cert e că nu e simplu de interpretat și nu e doar o victimă a feminismului exagerat. Nu poate să fie o video aruncat la coș pur și simplu în felul ăsta. Și sigur el se încadrează într-un stil literar, încă de la început, de la elegiile de amor, inaugurat, cred Roma, de Catulus. Catul, că uite, nici despre el n-am vorbit foarte mult, dar așa cum Catul scrie pentru lesbia, iubita sa, așa Ovidiu scrie pentru Corina, alegea al nume, dar, ceea ce ne spune că avem de-a face cu un fel de cultură a salonului. Cred, la Salonul Literar, când ai o femeie importantă care adună în jurul său poeți, admiratori, care sunt capabili să producă artă de cel mai înalt nivel. Trecem la metamorfoze, da, că, cred că e sunt, cum spuneam, o simplu. suma teologică, da? Deci avem toate marile mituri de la facerea lumii, da? Ca așa Până și. Încerc. la... Uh, Ascensiunea deci, lui Cezar da, da, și Octavian Augustus. Da? Sigur că aici ai poate și o mică intenție ironică, un fel de uh, laudațio, uh, dar atât de uh, um, exagerată încât devine puțin. Uh, da, -a. Totuși, poemul zice că se încheie cu apoteoza, care, văd, în primul rând, cu apoteoza poetul al lui Ovidiu. Exact. Da, da, aia e adevărată <laughs> Da, da. Bun, și ce cred că este esențial când citim această minunăție de carte, este să avem în minte intenția programatică a lui Ovidiu de a spune toate poveștile, de a repovesti toate miturile aliter. Adică altfel, dintr o perspectivă nouă Asta este esențial, acel aliter este definitoriu pentru uh, Metamorfozele uh, lui Ovidiu. Repovestește mituri pe care le cunoaște toată lumea, dar altfel, da, cu, un, cu o mică deplasare de accent, uh, cu puțină sare și piper, uh, cu niște uh, detalii care schimbă cumva datele problemei. Da? Asta este absolut esențial, pentru că, de fapt, este. Cea mai uh, amplă uh, prezentare de mituri uh, antice, uh, în principal grecești, dar și câteva, propriu-zis, uh, latine. Uh, sigur că mai există și alte asemenea uh, compilații. Noi, iarăși, n-am vorbit uh, de toți autorii greci, acum am dau seama că am, am, am omis pe câțiva, am omis unii mitografi. De dinainte de uh, Ovidiu. Însă, uh, metamorfozele uh, lui Ovidiu sunt, fără îndoială, cea mai amplă uh, mă rog, prezentare a mitologiei uh, antice. Ori uh, nu trebuie totul luat de bună în sensul că asta ar fi varianta standard, pentru că nu sunt variantele standard, sunt variantele Ovidiene ale unor mituri pe care le. Cunoștea toată lumea. De ce spun asta? Pentru că există un pericol, pericolul legendele Olimpului. Foarte bune legendele Olimpului, dar ele pot crea falsa impresie că mitologia antică este unitară. Doar ea nu este unitară. Există mai multe variante pentru fiecare mit în parte. Variante locale variațiuni pe teme date, ori variațiunile lui Ovidiu sunt absolut uh, fabuloase, sunt uh, savuroase, adaugă tot felul de detalii, uh, nu știu, mă gândesc la uh, mitul lui Dafne, uh, la uh, mitul lui Filemon uh, Cibaucis, care este una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din istoria universală. Mă gândesc la nu știu, Acteon și Artemis de pildă, da? care se sfârșia de proprii lui câini. La Narcis. La Narcis, Narcis și Eco, la povestea Hermafroditului. Apoi avem faimosul duel oratoric extraordinar dintre Ajax și Ulise. Da? Asta este o variațiune pe tema sinuciderii lui Ajax pe care o avem deja evocată în Odiseea lui Homer. Dar aici avem un duel oratoric absolut extraordinar. Și dacă tot vorbim de uh, discursuri uh, în uh, metamorfozele lui Ovidiu, uh, nu pot să nu menționez uh, poate cel mai important asemenea discurs, și anume discursul lui uh, Pitagora împotriva mâncatului de carne. Da? Este un uh, manifest uh, uh, vegetarian da? mm. și uh, este absolut superb. Da, este o, unul dintre cele mai frumoase discursuri, poate, din istoria oratoriei. Da, Acest discurs al lui Pitagora împotriva celor care mănâncă uh, din carnea uh, altor animale. Da. Da? E un manifest Semenilor uh, da. Și, de fapt, acel uh, uh, discurs oferă cheia pentru întreg. Uh, pentru că uh, viziunea pitagoreică este cea a unei metamorfoze a sufletului. Sufletul trece uh, prin diferite forme. Uh, uh, da, metempsihoza uh, stă la baza uh, viziunii uh, ovidiene despre metamorfoze. Da? Uh, sufletul uh, se încarnează în diferite ființe Tocmai de asta cred că am și ales să-l tratăm pe o video, pentru că de fapt este un autor filozofic un poem filozofic, un poem epic da, bun, scris în hexametru, are vreo 250 de mituri, da, e, da. e imens și ideea filozofică principală e că totul este în flux exact. de fapt preia ideea presocratică, da, ideea lui Peraclit, Peraclit da. totul este în schimbare Or, uh, Ovidiu nu face altceva decât să descrie lumea, să descrie natura esențială a lumii. Uh, dar e adevărat că aceste metamorfoze nu sunt întâmplătoare. Ele întotdeauna spun ceva despre uh, esența personajului. Pentru că, sigur, de multe ori oamenii sunt transformați în uh, ființe inferioare, animale sau chiar plante. Sau Dar e și invers. Adică, în mitul lui Deucalion. Pietrele de exemplu, pietrele devin oameni. În mitul lui Pigmalion, iarăși, sculptura prinde viață. Deci există. transformarea nu e unidirecțională. Foarte interesant este și mitul pe care menționai cu competiția dintre arahne și Atena. Când în arahne se laudă că ar fi extraordinară în arta uh, mai bună decât zei. Atena uh, va țese o scene în care zei îi pedepsesc pe muritori pentru hubris, pe scurt. Și cele sunt foarte ordonate. Pe când în cazul Arachnei, totul este haotic. Și Arachne nu pierde competiția, de fapt. Ce Atena se supără, o lovește și Arachne se duce să se sinucidă, se spânsuri. Și Atena atunci, din milă, o transformă în pension. E interesant că nu avem de-a face totuși cu o condamnare completă a zeilor. Și Atenei se face milă până la urmă. Îi dă o soartă mai bună decât ce ar fi suferit în mod normal. Dar de spre deosebire de episodul cu Niobe. Când Niobe se laudă, dă dovadă de hubris și este, bineînțeles, pedepsită de copiii zeițeleto, adică de Apollo și Artemis, îi omoară toți. Copiii și niobe se transformă într-o stâncă, într-o stâncă care plânge. Deci e acest joc la Movidiu mereu. Și dacă mă, dacă mă îngădui să mai menționez un mit uh, foarte important, Apollo și Dafne. Uh, unde transformarea, metamorfoza Dafnei este de fapt o scăpare, pentru că ea vrea să scape de zeu Apollo. De asta pare foarte ciudată. eliberare ciudată pentru că Apollo o cuprinde până la urmă, pentru că ea se transformă într-o într plantă, într-un copac. Și Ovidiu ne spune că Zeul Apollo simte bătaia inimii sub scoarța copacului. o imagine extraordinară. E în aceeași continuitate a vieții. Care se nu pot să scapi de fapt din acest flux. Sigur, poți scăpa temporar de atențiile care nu sunt binevenite ale zeului Apollo. Dar ce fel de eliberare e asta până la urmă? Și care este până la urmă relația dintre oameni și zei? Este una strict de supunere? Oamenii sunt doar pedepsiți sau din contră sunt capabili să chiar se împotrivească zilor să scape de ei? Da, toate întrebările astea sunt într-adevăr conținute în, în, implicit în cartea lui Ovidiu. Aș vrea foarte rapid să evocăm și Tristele și Ponticele, pentru că sunt scrise pe teritoriul actual al României, De-al minte, trebuie spus că Ovidiu este fără îndoială artistul și, în orice caz, scriitorul. Cu cel mai mare impact uh, asupra lumii întregi, care s-a născut pe teritoriul României. Care m-a activat? A, pardon, a, trăit, da, a trăit pe da. teritoriul. Uh, scuze a da, de departe, sigur, uh, nu adică este nimeni nu comparabil. Se compară nimeni da. uh, cu Ovidiu, chiar dacă mă rog, ne plac alți autori da, români, simt. dar niciunul e nu se poate ligă. compara cu uh, Ovidiu ca importanță. Uh, și uh, aici, în Triste și Pontice, avem, uh, evident, înguirile uh, lui Ovidiu de ce Nasol e aici. Da? Uh, se plânge ce Nasol este uh, în acest loc în care a fost uh, relegat. Uh, acum, sigur, cu timpul, cu trecerea anilor, se obișnuise cu răul da? și se împăcase cu soarta. Uh, și parcă la final e mai puțin plângăcios. Uh, și de-al și aceste plânge, cât sunt ele de reale, cât sunt de, uh, mă rog, exagerate retoric, asta e o întrebare pentru specialiști. Vreau însă să le menționez pentru că e un fel de simbol al uh, intelectualului român deprimat. Dar uh, cel mai important dintre noi este Ovidiu. Și era foarte nefericit să trăiască aici. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.